Aveți puțină răbdare să-mi aranjez și microfonul. Mersi. Doamnelor și domnilor, nu e deloc cea mai grea perioadă din viața mea, e cea mai frumoasă, să știți. E cea mai frumoasă pentru că mi se întâmplă atâtea lucruri bune, mă și sabotați. Mi se întâmplă atâtea lucruri bune, politic, personal, se întâmplă să am partid din România și astăzi la Brăila vreau să ne comportăm ca atare. În drum spre dumneavoastră mi-am reconfirmat un lucru. Îi iubiți pe Gălățeni, nu? Sigur că iubiți că eu sunt gălățean, că n-aveți ce face astăzi. Va trebui să ne comportăm civilizat cu fiecare, indiferent de locul de obârșie. Eu vă iubesc pe voi chiar dacă nu sunt din județul Brăila.